Bună ziua și bine v-am regăsit la un nou vlog. M-am luat celălalt de cumnatul meu ADR-ul. După cum vedeți, e șofer pe tir. Conduce un tir acum. Are o mașină cât un tir. Și alături de inegalabila mama Ceta. Ceta și Ileana. Vreau să mă duc la patinoar și nu mă duc. Ba da, mami, că ai zis că știi să te dai. Cu patinile, păi da, vreau să mă duceți, de ce nu vă duceți? Vrei la patinoar? Am crezut că nu vrei. Uite, mergem. Uite, mergem de seară la patinoar. Da, mergem la Deva, nu-i patinoar. Ba, cred că este și la Deva. Deci, dragilor, dacă este patinoar la Deva sau în apropiere, urmează un vlog incendiar. Urmează să-l spargă mama Geta. Mama Geta, mă, patină. Deci când cad odată, o să spargă tot în viața. Da? Ce tare. Dar noi, azi e sărbătoare? Nu. Nu e sărbătoare, dar este dar zi mare. Până la Bobochează, până acolo la Sfântul Ioan, te sărbători, la în 7. Bă, ne-am luat așa în familie și am pornit la plimbare. Mergem vizită la niște rude. Mergem în vizită la mătușa noastră Maria de la Orăștie, care e o drăguță. Da. E o drăguță. Și dacă se uită la vlogul ăsta, o pupăm. Mergem că avem dar vreo niște coroane, niște sicrie. Bă, da. E în domeniu. Iară firmă de... Da, de... Morți, de morți. Mamă? De morți. Are firmă de morți. Bă! Morți-s morți după ea. Da, vă știți că eu m-am gândit că asta e cea mai tare afacere. Funebre, dar sper să nu avem nevoie, ferească ne Dumnezeu. De ce e cea mai tare afacere, dacă? Pentru că toată lumea moare. Da, chiar. E o afacere chiar. Este cea mai tare afacere, să ai coroane și scrie că toată lumea moare. Da, mă, chiar. Toată lumea vine să cumpere de la tine. Mai mulți mor acum decât fac nunți. Da. Mai ales acum pe COVID, cine a prins pe pompe funebre. Șef! Ce tare e acum. Deci o să predau telefon pentru că e al Getei și se pe vlogul ei. Firma de pompe funebre. Nu, no, eu preiau firma lui Geta. Da, dă-mi mie telefonul să vedem ce perle mai scoate mama Geta. Am lăsat cu perle. Mami, să știi că lumea de pe vlogul meu, în special, vrea să te vadă pe tine. Nu știu de ce. Ce le-ai făcut, ce nu le-ai făcut. Cu patinile și cu placa. Și cu placa. Ai, nu cred. Cum ar fi să dați în băoala munte? Dar cu placa, sigur, eu iau înapoi, pe acolo în sus. Da. La, în jos, da, mami, cu schiurile, că știi să te dai, că te dai. Dai să mergem la patinoar de seară, vă ține? Păi mergem, numai nu știu dacă e la Deva, cred că numai la Petroșani. Am emoții cu patinile, cu bicicleta, mă, da, mă, spui dremă, știu, da. Mami, te urci pe patine, acum, câte n-ai făcut asta? Păi și la genunchi, pentru prima dată, dacă o să fie. Da? Nu știu, dar nici înseamnă că mama și Dani o să fie în exclusivitate. Să țină de mâna amândoi și să fie. Soacra cu ginerele. Trei coaste. Azi în cât suntem? În 28 sau 29, nu știu exact. Uite-te. Deschis până ora 10. E la Deva? 28. Ah, ce tare dacă e la Deva, soro, merem. Stai că asta era perioada 2013-2014. Ah, okay. Ok. Nu cred că e la Deva, dacă... La Hunedoara iar era. Este la Sebeș. Mami, ce telefon ai? Soro, este la am telefon, mi-l-a dat Dani. Mere, mere. Nu știu cum îi zice. E iPhone. iPhone, ce iPhone are mama? iPhone XS Max. Și are husă de iPhone. Și mulțumesc pe această cale frumos și cale de bani cu carul să mă îndea când... Ce tare, mamă. A, da. Da, dragii mei. Revin cu informații de ultima oră de la patinoar. În caz că nu mai revin, vă dați seama ce s-a întâmplat. Nu râde mama ce da. Dragii mei, am ajuns cu bine la mătușica la Orăștie. Uitați ce aranjamente frumoase are geam. Și dacă, Doamne ferește, aveți incidente și evenimente neplăcute și sunteți prin Orăștie, aici găsiți... Cine-i? Un fiozi, bună ziua! Bună ziua, dragii mei! Nu! Ce frumos este! Sunteți azi! Iată, am venit Paule la cocos să le cocoșească! Da? O, de casă se cheamă, mamă, e ta șoțe de brânză, de aia bună, dacă ce aia de brânză! Da! Nu, tu și arăți bine! Seamănă mama cu sora ei, cea frumoasă! Și noi! Și ți-am adus parfumul preferat cu. Mulțumesc. Zici că ai venit la tușa Mărie? Eu vreau să mânc. Da, auzi tușa. Te iubesc. Hai să ieșim pe tușica. Asta ia-n cu războinicul meu. Și te iubesc și pe tine. Mama, ce tare mai faci? N-are că n-ai făcut de mâncare. N-ai ce mâncare.
Da, anul trecut nu mai fug. Lasă că facem. Trebuie să vin la Orăștie să-mi dea mătușa de mâncare. Da, ați văzut ce primire exemplară. Am cât să stăm toți. Și te mai rog, stai să aducem plăcut. Ce mă rogi? Vai, cu ce masă belșugată ne așteaptă. Deci eu recunosc de asta am venit. Uite ce cozonac superb. Deci da. Așa ceva. Știu, făcute de ea că eu... Hai că mă... Să le iau pe toate? Foarte superbe. Da, haide că mă duc să văd. Uitați, toate îs cu sute de tușa mărie. Foarte faine. În ziua de azi, cine mai coase? E o gospodină înrăită. Și tot timpul ne așteaptă cu masa plină și foarte drăguță. Din păcate, ea nu are copii, dar are nepoți și pot să zic că e mama tuturor. Pe toți ne ajută și pe toți ne iubește, ne primește cu brațele deschise. Dumnezeu să-i răsplătească. Am mai zis odată, Dagă, dar... Da. Vreau să vă spunem că tabloul ăsta a făcut mătușa noastră scumpă și au lucrat 5 ani de zile la reputațiile cu sudemnă. Păi, îți dai seama. Eu iubesc ceva în promoție. Că toată lumea mă așteaptă cu masa plină. Eu am venit să mânc. Și eu. Și unghiul ăsta-i voi cu chestiile de genul. Dagă, sănătate, cumnate. Sănătate. Noroc. Stai să dăm și cu... Nu știu. Și nata, afinată, zeusată. Haide, dragilor, să închinăm cum se cuvine. Se place cum ce? Se umblă cu ce trebuie. Bine, bine ați venit, sănătate. Mă bucur din data inima. Da, ești o drăguță, tu și unchiule, sănătate, dai paharul că ai luat paharul lui unchiul. Eu sunt mândră de tine, de fapt, ești frate. Mulțumesc, tu și ce o să mă duc din nou? Nu te-am luat, dar nu te obicei, doar știi. Nu vrei să nu fiezi? Tu și eu, nu vrei să mă fiezi? Te-ai fiezi? Eu mă bag. Să faci o hamă de scape. Cum să fiezi? Eu sunt mamă. Eu ce mă fac pe rachinia? Auzi, eu dacă nu scai astea vrei, nici ciudă. Chestia pe mâncare, nu că sunt nepotrii noastre. Tu și nu te-ai supărat, te iubesc din suflet. Mami, dacă să mâncă, mai pun, mai pun. Vai, ce platou frumos ai făcut. Totul natural, 100%. Da. Asta-mi place mai mult. Mama, au zis că nu mâncă. Cam apreșit, am mâncat mult. Asta mai am, îmi pare rău, că am avut multă mâncă. Stai, pun, stai. Vai, suntem, suntem. Mai vrea, poftă bună, dragii mei. Să-l apai de la mine. S-a pus la mine. Știi, mami? Nu așa. Și... Foarte, foarte cum se cade și de omenie. Și tăiem și de ăla și mâncați. Mai știi tu și eu când ai cumpărat-o într-un an porc de la noi și avea slărină atâta. Să știi, mă, că de la ăștia ciobănești, așa am mami slărină. De la zero la de la zero. Emotivii familie, dragă. Emotivii familie. Oh, dragii de... Nu plânge, Ana. Deci lucru mare ca să tu să ai suflet să te doară de ălălalt, care tu până la urmă, mă, ți-e frate, ți-e soră, ți-e nepot, dar până la urmă nu e chiar tu l-ai născut, știi, ca să te doară chiar așa tare. Și să ajuți, numai că cu o mâncare, cu o vorbă bună, cu un ban, cu tot ce poți tu. Că o și poarta mă uit la ceas, badea-l meu nu mai apare, dar știu sigur că o să vină. O să-ți deschid ușa cu o vorbă bună, că n-aștept să aveți la ceva. Să colindăm, domn, domn, să înălțăm, când boierii nu s-a casă, domn, domn, să înălțăm, când boierii nu s-a casă, domn, domn, să înălțăm, domn, domn, să înălțăm, domn, domn, să înălțăm. Au plecat la vânătoare, domn, domn, să înălțăm, să vâneze căprioare, domn, domn, să înălțăm, să vâneze căprioare, domn, domn, să înălțăm. Dragilor, s-o găta petrecerea la Tușa Mărie, plecăm acasă. La revedere, mă, iubire. Unde-i mama? Mami, ce mai furi de pe acolo?
Tocmai s-a făcut seara, am plecat de la Tuja Mărie și merge la unchiul Doru. La alt neam de-a nostru. Suntem tot dintr-o casă în alta. Mă, e bine așa, mai venim. Mai venim pe omenială, pe barozăneală. Uite că nu mai putem mânca. Mama e năcăjită că nu mai putem mânca. O zis că să venim în altă zi, când suntem flămânzi. Cum adică într-o zi merem la toate neamurile? Măcar să facem ceva pagubă. O să-i împodobit orașul acesta, Orăștie. Lele de la Orăștie. Hai la 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 la. Cu cătrânță și cu ie. Iară zice lumea că nu m-a râs. O filmez, dragă. Uite ce frumoasă e căsuța lui unchiul Doru. Adică restaurantul. Ai căsuță sau ai de pe mai casă? Restaurantul San Mateo. Uite pe Alex. Și ce e cu asta? Te pun pe vlog. Te dau la televizor. Meu, dar nici la sora mea ce mâți au. Mâț. Un mărțor frumos. Brutus. Brutus. Hai de jos. Fuge. Dragilor, suntem tot din premii, premii și din arată cum ate locul 1 pe locul țară. Locul 2, 1, 1, ăsta e locul 1, picea. Competiția montatorilor. Talent de campion. Hai de mine ce cumnat am și privis câte diplome de-a lui și de premiul tâi tatălui. Dacă vreți acoperișuri, acoperișuri sau acoperișe? Acoperișe. Acoperișuri. Acoperișuri. Știți unde s-a apelat la cumnatul meu, Dani. Dacă vreți acoperișuri de calitate, nu? Exact. Aici, tata, acum la prima dată locul 1 aici. În 2000, nu mai știu cât. Vai ce tineri erau. Pune-i mâțu. Ce faci, mama Geta? Ți somn? Mă, tu s-a dus puțin. Hai jos să mâncăm o mărică cu cârnaț și să bei un pahar de vin ars, să-ți revii. Ia, tu! Tu ești cu oameni. Hai, da, jos, hai. Acum. Hai, de aici încotro. Acasă, că ajunge. Unde mai mere de aici? Unde mai găsim de mâncare, bineînțeles. Mai găsim noi, om. Uite, gustă frumoasă avem. Păi, foarte frumoasă și gospod. Dani, ce faci? O adus mâțu? Nu vă supărați, ce mâncați? Poftă bună! Pomana porcului! Pomana porcului! Poftă bună, dragilor! Hai, bă, dar de asta viață să tot fie! Foarte bine arată! Într-o casă în alta! Doamne ajută! Ca toată cartea esența bucătărie frumoasă și cuscrea frumoasă! Da, ai dreptate! Mâncarea nu mai zic! Hai, mamă!